acest weekend vreme a ținut cu organizatorii și cei care au dorit să participe la sărbătoarea Peșterii Topolnița din comuna Cireșu. Aici, atât localnicii cât și turiștii s-au putut bucura de un spectacol oferit de Centrul Cultural Nichita Stănescu, de vocile calde ale copiilor și artiștii care au urcat pe scena evenimentului. Prezenți alături de cetățeni au fost președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, vicepreședintele Ionică Negru, prefectul județului Alin Isuf, dar și primarii din zona de nord a Mehedințiului. Sărbătoarea Peșterii Topolnița este dedicată uneia dintre cele mai impunătoare și complexe peșteri din țara noastră. Aceasta este situată în județul Mehedinți, pe raza comunei Cireșu, la aproximativ 30 de kilometri de Drobeta Turnu Severin. Această manifestare nu ar fi fost posibilă fără primarul comunei Cireșu, Doru Țârlui, un om al comunității, pentru care nevoile cetățenilor și bunăstarea acestora este pe primul loc. Sărbătoarea Peșterii Topolnița însuflețește zona și aduce bucurie în sufletele localnicilor. În plus, în acest an, datorită președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, accesul s-a făcut în cele mai bune condiții, fiind reabilitată infrastructura rutieră din zonă. Bună ziua! Și bine ați venit la sărbătoarea Peșterii Topolnița, ediția 59. Domnul președinte, mă bucur că ați venit într-un timp așa frumos. Nu este prea cald, este, cred, numai bine. Mă bucur că anul acesta avem asfalt și pe drumul Cireșu-Marga, deci drumul care trece pe la peșteră, și drumul Bunoaica-Severin, Cireșu-Turnu-Severin. Deci, pe această cale vă felicit pe dumneavoastră și echipa dumneavoastră. Consiliul Județean Mehedinți și-a îndeplinit promisiunile pe care le făcea cu câțiva ani în urmă, iar președintele Aladin Georgescu a demonstrat că se poate face administrație în folosul oamenilor. S-a reușit reabilitarea drumului județean 670 Malovăț-Marga și drumului județean 607B Marga-Cireșu, astfel încât accesul către această zonă să se facă în cele mai bune condiții, atât pentru localnici, cât și pentru turiști. De asemenea, investițiile continuă, iar de curând a fost aprobat pentru finanțare cu fonduri guvernamentale proiectul Modernizare-Reabilitare, drumul județean 607B, Magheru-Bunoaica, 19,3 km, prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, astfel că și acesta va intra în lucru. Trebuie să recunosc că și eu de-abia așteptam să se organizeze sărbătoarea Peșterii Topolnița, să vin aici, să fiu alături de dumneavoastră, de primar, de viceprimar, consilieri locali din Cireșu, de locuitorii comunei Cireșu și, de ce nu, de toți cei care veniți cu drag în fiecare an la această sărbătoare. Zilele trecute v-am și recomandat să veniți pe drumul de la Malovăț, pentru că arată în condiții foarte bine, cu un asfalt nou, Malovăț-Marga-Cireșu, și așa cum spunea și domnul primar mai devreme, am primit finanțare și în perioada următoare vom începe să punem asfalt nou și de la ieșire din Magheru până la intrare în Bunoaica, astfel încât vom putea spune că se poate ajunge în comuna Cireșu la sărbătoarea Peșterii Topolnița și nu numai atunci când veți dori să vizitați Peștera Topolnița din toate părțile pe niște drumuri foarte bune. Cred că de data aceasta Consiliul Județean Mehedinți și-a făcut datoria față de comuna Cireșu, față de locuitorii din împrejurim, și domnule primar, vom ține tot așa. Mă bucur că ați invitat și pe colegii dumneavoastră primari din împrejurim, pentru că toți trebuie să mergeți în aceeași direcție, toți trebuie să promovați nordul județului, pentru că avem niște frumuseți care trebuie promovate și trebuie să crească numărul celor care vin, începând, bineînțeles, cu locuitorii municipiului Drobeta Turnu Severin. Pentru că, spre deosebire de anii trecuți, Peștera Topolnița de acum încolo va fi deschisă o perioadă destul de lungă din an, și sunt convins că cei care vor merge și o vor vizita vor spune și la cunoștințe și la prieteni să facă lucrul acesta și vor pleca deosebit de încântați. Primarul comunei Godeanu, Sabina Gheorgheci, prezent la eveniment, a vorbit despre frumusețile zonei de nord a județului care merită vizitate. Astfel de manifestări pun în valoare obiectivele turistice din Mehedinți, unice în țara noastră. Noi, gogenii, cum suntem cunoscuți, fie ploaie, fie soare,
la noi este sărbătoare și suntem tot timpul alături de dumneavoastră. Vă mulțumim pentru invitație. Veniți în zona de munte, nu aveți ce să regretați, avem o zonă superbă cu peisaje de vis. Felicitări, să ne simțim bine, Doamne ajută să ne vedem numai în astfel de momente. Irina Zoican, primarul comunei Balta, l-a felicitat pe primarul comunei Cireșu, Doru Țârlui și echipa domniei sale pentru organizarea acestei sărbători an de an, care a devenit o tradiție pentru județul nostru. De asemenea, cuvinte de laudă au fost aduse și președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, datorită căruia mehedințenii și nu numai circulă în cele mai bune și sigure condiții. Eu sunt alături de cireșeni și de domnul primar, cred că de 15-20 de ani, fără să exagerez. E firesc, așa cum spunea și doamna primar de la Godeanu, e firesc ca în sărbători să venim de la alții, așa cum am crescut noi cu acest obicei. Vreau cele mai furtunoase aplauze pentru domnul președinte al Consiliului Județean Mehedinți, pentru domnul Aladin Georgescu. Da! Dânsul merită din plin acest lucru pentru că ne oferă un drum într-adevăr european. Și jos pălăria pentru ceea ce faceți pentru nordul Mehedințului. Într-adevăr, putem să vedem peisajul acum, că până mai anii trecuți rupeam mașinile și nu puteam să mai vedem nimic. Prefectul Alin Isuf, un bun gospodar și un om implicat în activitatea sa, a vorbit despre frumusețea acestui loc care uimește an de an mii de turiști. Acesta l-a asigurat pe primarul comunei Cireșu, Doru Țârlui, de toată susținerea instituției pe care o conduce. Este un eveniment care îmbină armonios cadrul natural, frumusețile naturii, acest monument natural care este peștera Topolnița, cu portul dumneavoastră popular, cu tradițiile și cultura populară. Așa cum a spus și domnul președinte Aladin Georgescu, accesul este foarte facil, din orice direcție ai veni, se circulă pe drumuri decente și este o mare plăcere ca să mergi prin aceste locuri frumoase care dumneavoastră organizați acest festival. Vă asigurăm și în continuare de sprijinul nostru, vă urăm succes în tot ceea ce faceți la nivelul comunei dumneavoastră și să ne vedem cu bine și la edițiile următoare. Încă o dată mulțumesc pentru invitație și distracție plăcută tuturor! Reprezentanții Direcției Administrare a Geoparcul Platoul Mehedinți, a Consiliului Județean Mehedinți și directorul Claudiu Cenușe i-au însoțit pe turiști în vizita prin peșteră, cu caiacele sau pe jos. Au făcut o treabă minunată și o fac în fiecare zi în care, în primul rând, promovează minunata zonă de nord a județului Mehedinți. Ei sunt cei care ajută autoritățile județene să descopere cele mai frumoase colțuri din acest ținut, iar peștera Topolnița merită văzută. Peștera o să rămână deschisă până la începutul lunii decembrie, așa că în curând o să afișăm pe site-ul instituției și pe rețelele de socializare un program de vizitare. Vă așteptăm într-un număr cât mai mare, poate cu o vreme bună, inclusiv pe partea activă a peșterii Topolnița, unde și astăzi se desfășoară o tură cu caicele gonflabile. Eu nu pot decât să vă urez distracție plăcută, să ne vedem cu bine și să veniți în nordul județului Mehedinți. Deși ploaia a dat emoții în comuna Cireșu, cerul s-a înseninat chiar la ora la care erau programate spectacolele, semn că atunci când pui suflet în ceea ce faci, până și cerul ține cu tine.